Suntem de la Iedidocneza și oferim serviciul flori pentru tine. Domnul Octavian, cunoaștem că astăzi sărbătoriți un frumos jubileu și suntem aici pentru că cineva a solicitat o surpriză. Această corabie este pentru dumneavoastră. Și vrem să vă spunem că autorii acestei surprize sunt de peste hotare. Intuiți din partea cui poate fi? Partea fratelui sau filmul, cum s-ar spune. Altcineva, nu știu, poți, altcineva, nu știu așa, cine poți fi. Această surpriză este din partea fratelui, care am înțeles că vă este și fin. Și vă urează tot binele din lume. Și chiar dacă este departe și nu poate fi alături de toți invitații astăzi, ca să vă cuprindă, să vă spună mulți, mulți ani înainte, ei ne-au expediat un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră. Din departare, prin această surpriză, îți urăm la mulți ani cu multă fericire, scumpul meu frate și dragul nostru Naș. Să-ți fie ani plini de frumoase realizări și dragoste nemărginită. Să-ți trăiești viața cu o poftă neobosită, cu multă demnitate și fie ca orice pas întreprins în viață să-ți fie unul spre succesul dorit, pentru care să fii stimat, apreciat și exemplu de urmat. Păstrează-ți calitățile care te evidențiază din mulțime. Noi te cuprindem cu multă stimă și mult drag, îți spunem un sincer la mulți ani. Semnează Fini și fratele Anatol împreună cu Cătălina și cu Bogdanel, care vă urează mulți, mulți ani înainte și să aveți astăzi o sărbătoare nemaipomenit de frumoasă, alături de toți cei care vă înconjoară. Îi dorim și lui multă sănătate și, în primul rând, că nu e cu noi alături de noi și simțim lipsa și dorim să vii să fim alături totdeauna și dorim, în primul rând, sănătate și cât mai curând să apropie să vii la noi. Și mai avem o surpriză și rugăm să vină aici aproape Angelina. Cine este? Este fiica nașilor. Cum te cheamă? Angelina. Și câți anișoare te-ai împlinit? 4. Uite, noi ți-am adus un cadou. Acest cadou este de departe pentru tine. Ține. Спасибо. Această surpriză este din partea finilor de la departare. Păi dușem lipsa, am vrea să fie în rând cu noi în seara asta. Finu are o aniversare așa frumoasă, 30 de ani, și dorim și lui mult sănătate, succes. Îi prin străini și simțim că e greu, dar așa e viața. Aniversare frumoasă, vă dorim mult sănătate, fericire, înțelegere în familie, mult noroc în viață și numai bine. Dar și Angelinei dorim o copilărie fericită, mult sănătate și numai bine. Succes în viitor. Mulți ani! Aș vrea să fericit pe soțul meu cu această sărbătoare, acești ani frumoși, 30 de ani. Aș vrea să dorim să fim până la adânci bătrâneți împreună, să ne împăcăm cum ne-am împăcat până acum, să ne iubim. Finelor, vreau să le mulțumesc foarte mult pentru această surpriză foarte plăcută, le mulțumesc foarte mult și îl așteptăm cu Finu, pe Finu cât mai curând acasă. La mulți ani îți voi ura, pentru tine eu ridic acest pahar. Îți doresc din suflet, frate, mult noroc și sănătate, n-ai trăit pe lumea asta în zadar. Frate, azi e ziua ta, la mulți ani îți voi ura, pentru tine eu ridic acest pahar. Îți doresc din suflet, frate, mult noroc și sănătate, n-ai trăit pe lumea asta în zadar. Frate, eu păstrez în amintire, frate dragă, vremea când doar numai tu m-ai înțeles. Frate,
frate, pentru omenie îți mulțumesc. Frate, azi e ziua ta, la mulți ani îți voi ura, pentru tine eu ridic acest pahar. Îți doresc din suflet, frate, mult noroc și sănătate, n-ai trăit pe lumea asta în zadar. Frate, azi e ziua ta, la mulți ani îți voi ura, pentru tine eu ridic acest pahar. Îți doresc din suflet, frate, mult noroc și sănătate, n-ai trăit pe